Iarna asta, pentru că erau acasă în formulă completă, adică Robert, Adi și Iulian, s-au hotărât să îndeplinească un plan al lor mai vechi, să meargă la zbor în Kenya. Știind că în ianuarie Kenya este cam singurul loc din lume unde se pot face zboruri de lungă durată, n-au stat prea mult pe gânduri și s-au apucat de făcut planuri, vaccinări și bagaje. S-au alăturat altor 10 parapantiști români și austrieci, care aveau aceeași destinație și au început aventura. Au ales un zbor din Salzburg, așa că din Brașov și până în Salzburg, unii au fost nevoiți să conducă și alții să doarmă. Urmat zborul către Nairobi via Istanbul cu Turkish Airlines, care din punct de vedere al calității serviciilor au întrecut multe linii aeriene, deci recomandăm cu căldură. Viza de Kenya a obținut-o la sosirea în Nairobi, chiar din aeroport, în schimbul a $50. Odată ajunși în aeroportul din Nairobi, erau pregătiți pentru prima parte a aventurii lor, pentru că trebuia să ajungă în Iten, unde nu aveau cazare. După ceva ezitări legate de experiențele lor cu taximetriștii din Nepal, au luat un taxi către oraș, care până la urmă s-a dovedit absolut ok. A urmat o călătorie cu Matatu, autobuze locale, către Eldoret și nu orice autobuz, ci unul dotat cu detector de metale. Din nefericire, Kenya a fost și ea ținta câtorva atentate cu victime, cel mai recent chiar în septembrie, cam pe când începuseră ei să plănuiască această călătorie. Au ezitat puțin atunci, dar cu gândul la zbor au trecut repede peste ezitări. Here we go! Cele 6 ore până la Eldoret nu au trecut foarte greu. Poate și datorită curiozității cu care se bucurau de tot ce vedeau în jur. Au trecut prin rezervație, erau zebre peste tot, apoi au făcut un mic popas la Nakuru, unde au avut parte de prima masă tradițională cu tot ce este mai bun în Kenya, banane, ciocolată și cel mai bun avocado pe care l-au gustat vreodată. Ajunși în Iten, în căutarea unui loc de cazare, nici nu băniau cât de norocoși vor fi, când prima ușă la care au bătut era reședința Lorna Kiplagat, celebră atletă de origine keniană. Lorna are aici un centru de instruire pentru atleți, unde au avut o a doua surpriză. Echipa de atleți a României era venită aici să se antreneze. De altfel, Iten este situată la 2200 metri altitudine și și-a câștigat reputația de orașul celor mai buni sportivi. Aerul rarefiat de la această altitudine face minuni pentru cei ce se antrenează aici. Fără să stea prea mult pe gânduri, au hotărât că un loc mai bun de cazare nici nu puteau găsi. Înainte de toate, pentru că aveau încredere în mâncarea de aici, era făcută special pentru sportivi. Era tot ce se putea mai bun și mai sigur. Plus că venea la pachet cu sauna și piscina. Bucuroși că au rezolvat și problema cazării, nu le mai rămânea decât să aștepte cu nerăbdare ziua următoare. Era foarte important să fie la locul de decolare, Cairo Rift Valley, la ora 7:30 dimineața cel târziu.
Din cauza condițiilor de zbor de aici, la ora 8 trebuia să fie deja decolat pentru a putea zbura pe distanțe mai mari. Țelul lor era să poată atinge 8 ore, adică 200 de kilometri la un singur zbor. Aceia dintre ei care au zburat cu pasager, un pilot neprofesionist, aveau ca scop să se apropie cât mai mult de această performanță, bineînțeles în condiții de siguranță absolută. Nerăbdarea și bucuria cu care au venit a doua zi la locul de decolare le-au fost puțin umbrită de condițiile de zbor. Ca destinație pentru parapantism, Kenya este spectaculoasă, dar nu este în niciun caz pentru începători. Ba dimpotrivă, este numai pentru piloți cu cel puțin 2 ani experiență și zboruri multe și variate în palmares. Beautiful, beautiful, huh? Exact. We jump. Temperaturile sunt cam între 25-30 de grade, dar condițiile de zbor sunt destul de dificile. După cum spuneam, ziua de zbor începea la 7:30 de minute. Dacă la ora 8 nu erau deja decolați, șansele de a face distanță erau aproape de zero. Încercau zilnic să-și depășească propriile recorduri. Unii dintre ei chiar au reușit să facă 87 de kilometri încă din prima zi. Fiecare zbor era unul dificil. Unii au riscat. Au avut și câteva accidente ușoare. Din fericire, nimic grav. Însă mulți dintre ei au deschis rezerva. De asemenea, erau porțiuni de traseu foarte dificil de parcurs pentru cei cu tandem. Cea mai mare provocare, mai ales pentru piloții cu tandem, a fost trecerea cascadei Torok, ce are 100 de metri, obiectiv pentru care mulți au fost nevoiți să-și caute un alt loc de decolare. Salutare, dragi prieteni! Suntem în Kenya, Delhi! Acum o să trecem peste cascadă. Aici este un loc dificil de trecut. Este ora. Ok.
Kenya! Alergăm spre ea, hai, alergăm spre ea. Alergăm, de drumul la oameni și alergă, alergă spre ea. Ia-i să vă pui el. La aterizare îi așteptau motocicliști care negociau prețul pentru transport, între 2500 și 3000 de șilingi. Dacă nu erau motocicliști, era autobuzul școlii, unde era curiozitate mare, gălăgie și mai mare, voia bună pe măsură. Asta îi făcea să mai uite puțin din lupta dusă cu ei înșiși și cu aripile. De cele mai multe ori, încă dinainte de aterizare, erau urmăriți de zeci de localnici, mai ales copii, inocenți și curioși. La aterizare erau întâmpinați de tot satul, salutați cu o engleză stângace. Yes, it is nice and warm. Yeah. What do you normally do there? At home? Paragliding. I'm doing paragliding. By profession? Yes. Are you paid by the government? No. Dacă oamenii din sudul Keniei sunt foarte prietenoși, curioși, dar timizi, cinstiți și cu mult bun simț, cu totul altfel stau lucrurile cu cei din nord, destul de agresivi. Unii dintre ei nu mai văzuseră om alb, iar mulți copii plângeau când îi vedeau. Solicitarea psihică după o zi de zbor era pe măsură. Erau epuizați și simțeau nevoia de relaxare, lucru care nu se întâmpla de obicei în alte locuri unde mergeau la zbor. Așa că o zi zburau, iar alta era pentru plimbări. Relaxare, apoi următoarea din nou la zbor și tot așa. Aici deja a început vântul de nord.
Valea Marelui Rift este una dintre cele mai impresionante regiuni tectonice din lume. Ea pornește în sus, spre nord, din Mozambic. Hai, Tarzan! Ai, 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 ai! În zilele în care nu au zburat, s-au bucurat de jungla din Cacamaghera Rainforest, de numeroase cascade, de lacul Baringo, de crocodili și hipopotami. Come on, come on! Jump, jump, jump! Are you sick here? Throw yourself! Oi, oi, oi! Swimming with the alligator! Muzuru! Muzungu! Muzungu! Muzuri, muzungu! Muzuri, muzuri! Muzuri, muzungu! Yes! Mă cheamă mamba, Ioana, de-aia ne cheamă! Aaaa! Mă mamba, în reghe, sana! Pe fundul riftului, care fiind activ, produce cutremure de pământ, se află izvoare fierbinți, geizere și vulcani stinși, un șir de lacuri. Magdi, Naivasha, Nakuru, Baringo și Turkana urmează linia faliei. Lacul Turkana din nord este cel mai mare lac care nu seacă din Valea Marelui Rift, având o suprafață de 6405 km pătrați. Cea mai lungă distanță parcursă la un zbor a fost de aproape 200 de kilometri cu parapanta simplă. Cel mai lung zbor în tandem a fost de aproximativ 4 ore și 100 de kilometri. Ana, ce a fost copilot și pasager, care nu avea o pregătire în acest domeniu, dar s-a alăturat echipei și a participat la fiecare zbor din expediție. A totalizat un număr de 13 zboruri și de 26 de ore. No, ne aflăm aici după a 10-a zi de încercări să facem cât mai mulți kilometri. Momentan am făcut undeva la 40 de kilometri, astăzi deja. Prima oară când trecem noi cascada fără probleme. Yay! Wow! Dar ne-am întors din cauza norilor, care erau deja sub nivelul crestei și a zis că nu ne ciocnim și cu alții. Și acum, din fericire, am trecut și de cascadă. Asta a fost un fel de punct, așa, un pas psihologic pentru noi. Dar asta am reușit și dus și întors, ceea ce e ok. Și acum ne îndreptăm înapoi spre Iten, unde încercăm să mergem cât mai mult spre nord. Aleluia! Cuvânt de spate. Da. Avem o viteză excelentă, condițiile sunt super. Sper să putem zbura mai mult după ora 10. Dar vedem, momentan totul e excelent. Până acum e cea mai bună zi pe care am reușit să-l facem aici în Kerioviri Valley. Super, keep in touch. Ia e Ana, eu sunt Robert și suntem în aer!
E greu de explicat în cuvinte, chiar și în imagini, experiența din Kenya. Senzația zborului este unică și înțeleasă doar de cei ce o experimentează. Zborul în Kenya a fost o adevărată provocare, iar fiecare clipă a fost unică. Au vrut să-și depășească limitele și au reușit. În aceeași formulă în care au plecat, au revenit și acasă. Ei simt și respiră într-un singur fel. Ei sunt Paramania. Thank you.